Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de astăzi o să cumpăr o ofertă la 5 lei, care este acum pe shop. Și Houdini bagă cardul. Păi așa foc și fără un like, păi rupeți și voi acolo butonașul de like, de subscribe. De subscribe, plămțăpelul. Exact, toate cele acolo. Asta este că Houdini mai are 6 lei pe card. Și în urma acestei tranzacții o să rămână fix cu un leu. Mamă, mai am bani de o bomboană. Că-i bine, mă, Houdini. Aproape de o bomboană mai am. Deci, practic, astăzi facem Brawl Stars cu portofelul gol și vedem ce ne dă această ofertă incredibilă la 4,99 RON. Sunați acum! Direct la shopping, bun. Exact. Da, așa, să punem puțin pauză și revenim după ce am luat oferta. Și, bun, ia uitați, asta e Houdini. Ce să facem noi cu leuțul lui Houdini? Să vedem. Nu știu, hai să vedem ce mai rămâne. Măcar să spicem un brawler, să avem și noi noroc. Opa, 10 gemuri. Măcar am 10 gemuri. Eu mai am 55, practic am 66. 110 bănuți, deci 10, 110 și e cu 6! Aoleu, la tine nu mai e cu 6 deloc. Nu mai e de mult cu 6. Ba nu, am mai mulți bănuți decât bănuți, doamne, gemuri decât 7-6, mamă, direct. 7-6. Hai să-ți cumperi un skin. Nu, cumpărăm Houdini, stai să mă uit. N-am nimic așa să-mi placă. Hai că pe BB am skinuri o grămadă și mă prea joc. Și pe costum tot așa nu mă prea joc. Acesta este parcă 79, dar ghiștiam 76. Și cum ziceam, păcat că nu am 79, parcă atâta era skin-ul acesta, care o să apară în 2 zile și 15 ore, oricum o să-l testăm. Dar asta este oferta la 5 lei, ați văzut ce am primit, măcar am niște gemuri în plus. Și acum hai să vedem, să ne facem și noi din misiuni eventual. Trebuie să bat 9 inamici cu El Primo. Aș putea să-i bat pe fotbal. Și stai că nu m-am pus cu El Primo. Și bineînțeles o să vă invit și pe voi ca să intrați. Sau de fapt puteți așa intra direct. Că vă las și codul. Bun! Am prins doi abonați aici, pe Alex și pe Foxy Vulpița, doi curajoși. Și acum ne băgăm aici frumos să dăm niște meciuri. Nu uitați că în fiecare zi noi suntem din nou live, de fapt din nou. Tot timpul am fost live de la ora 14, ora 2, ora 2, cum vreți voi, pe Trovo. Aveți link în descriere și vă așteptăm aici pentru că în fiecare zi suntem live. Hai să vedem. Alex cu Sprout și Foxy Vulpița a rămas cu Ems. Bun. Hai să și câștigăm, așa mi-ar plăcea. Logic. Cui ar plăcea să piardă, să fim serioși? Decât dacă e challenge sau ceva e amuzant. Ia să vedem cum... Oh, m-ai blocat aici, Alex! Haide, știu că poți, hai cu mingea, păi! Puteai să vii pe partea asta la altă. Rip! Hai să o crezi tu că ne bați. Să o crezi tu că ne bați. Mama, când vine să strănut. Dai să le sparg asta aici. Hey. Așa, da? Nu știu dacă reușește. Poate încerca. Șutează de acolo! Păi, până o reuși să șuteze, au venit și ceilalți membri. Hey. Hai să văd dacă reușesc eu să fac ceva. Ce-am făcut? Oh my god, nu vine să cred cum am putut să fac chestia asta. Păi, pe bune că am vrut să o dau cu ultimata mingea și
În loc să o dau cu ultimata, mi-am dat seacă singură. Trist. Am vrut să o dau tare în poartă și m-am dus aiurea. Bun, haide, haide, du-te, du-te, haide! Ai, mă, Alex, ce ai făcut acolo? Nu vine să cred! Ce ai făcut? Acolo chiar puteai să dai gol! Aproape că dădeai golul! De ce n-ai șutat-o, mă, Alex, mă? Astăzi amândoi suntem stângaci. Ce face? Oh, acum ne dau gol. Nu cred. Vai, de câte ori puteam noi să dăm? Nu-mi vine să cred. Ok. Hai să vedem. Să vezi ce gol ne dau acum. Stai să vezi tu numai. Rip. Așa, bine că ai dat-o foarte departe. Numai că nu știu ce ne facem. Bine, Alex, bine. Și a revenit. Ia uite-mă. Star player. Yay, hai, încă un meci așa. Și văd că o să-mi termin două misiuni. Ceea ce e super tare. Bine. Stai să vedem. Am încercat eu o schemă acolo, dar o diversiune ceva, dar nu mi-a ieșit. I-am stricat ăsta schema? I-am stricat-o. Să vedem dacă reușesc să-l prind și pe Rico. Nu prea. Haide! 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 De ce nu v-ați băgat? Rip, acum e prea târziu! Acolo chiar aveam șanse. Hai să vedem. Nu pot să cred, Foxy. Ce? Tu ce nu poți să crezi? Că o să câștigi. Hai că da, dacă e. Nu meciul ăsta mă refer, la meciul următor. Așa, da. Oricum am câștigat un meci. Ai câștigat un meci? Mamă. Da. Se cam pricepe vâlpița așa puțin. Dar îți merge și netul așa, adică n-ai treabă. Cum să nu meargă? Ua, ce tare era, te dădeam golul de acolo. Aproape. Dar era un pic cam departe și... Na. Ce să și lucru. Ce să și lucru. Ce-ați făcut, măi? Voi l-ați lăsat. Voi cu cine ține? Stați așa puțin. Cu lupul sau cu ursul? Nu, te rog, nu-l mai lăsa. Mă l-a lăsat, Foxy. Eu zis, hai și dă gol, că nu apărăm. Aoleu, păi ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut? Asta este, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați exact cum vedeți în animație. Dați un like, un subscribe, un clonțopel să sune acolo ca de fiecare dată, pentru că postez în fiecare zi. Și nu uitați că sunt live în fiecare zi de la 2 pe Trovo. Aveți link în descriere. Vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi. Pa, pa! Pa, pa!